Bună ziua, domnule primar! Tocmai Uniunea Ziariștilor Profesioniști v-a premiat. Trebuie să spun pentru toată lumea că în acest colț de rai din comuna Lunca Banului e o minunăție ce ați făcut aici. Colț unic. Ați organizat Ziua Comunei. Cum ați reușit? În primul rând, Hristos a înălțat la cer astăzi. O sărbătoare foarte mare pentru voi. Cum am spus și în cuvântul care l-am avut pe scenă, noi sărbătorim astăzi și Ramul Satului, este înălțarea Iisus Hristos la cer. Totodată am sărbătorit și eroi și totodată și Ziua Comunii. Deci patru sărbători pentru o sărbătoare mare. Despre acest loc, este un loc frumos, lăsat de Dumnezeu. Eu n-am făcut decât lucrarea lui Dumnezeu să o îmbunătățesc. Și voi încerca să-l îmbunătățesc permanent acest spațiu. Este un spațiu rupt de-n rai. Aveți aici vreo... Da. Premierea celor 5.000 de ziariști. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și la alți primari. Vă mulțumesc că ați văzut ceva, cred că la mine, de v-am convins să mă premiați. Da, am constatat totdeauna că sunteți foarte eficient, foarte gospodar și foarte omenos. Am o sumedenie de declarații, iar aplauzele din grupul acesta de vreo 2000 de oameni sunt meritate. Așa este, eu sunt de regulă foarte modest, las să aprecieze lumea ceea ce fac. Deci nu încerc să arăt eu mai mult decât aș putea să fac. Și de-aia oamenii văd că sunt un om modest și apreciază ceea ce fac. Și le mulțumesc dacă ei simt că am făcut ceva pentru ei. Trebuie să spunem că mulți foc de organizare aceasta a Zilei Comune sub motiv că n-au bani. Dumneavoastră, cum i-ați găsit banii ăștia? Eu, ca să vă spun drept, am acasă o mașină de făcut bani și tot... Am văzut că aveți 17 sponsori. 17! Ați văzut că ați găsit soluția? Da, bineînțeles, eu am găsit-o, da. Deci, ați găsit-o dumneavoastră. Întrebarea cu banii primiți de la Consiliul Local și cu ce am de la sponsori și am reușit și am făcut și anul acesta. Vom vedea la anul dacă mai putem. Domnule, sunt 17 sponsori. Eu vreau să accentuez ideea asta. Deci au sărit în ajutorul dumneavoastră toți care au putut. Așa este. Și le mulțumesc cu această ocazie celor care ne-au mulțumit și pe scenă și le mulțumesc și pe acest prilej celor care ne-au ajutat să reușim cu acest eveniment să-l facem cât mai frumos. Domnule primar, eu vă mai adaug niște felicitări la cele de pe scenă și vă rog să fiți încredințați că toți ziariștii și vazuieri și pe plan național știu de rezultatele dumneavoastră pentru că am publicat în mai multe publicații naționale. Deci sunteți un fel de erou național care reprezentați o comunitate de pe Valea Prutului de oameni foarte harnici. Ne-am convins asta și oameni foarte pașnici, că aici am văzut că totul se desfășoară bine. Încă o dată felicitări, sănătate și să ne vedem cu bine. Mulțumesc, domnule profesor, mulțumesc că ați venit la Lunca Banului și v-a plăcut. Vă mai așteptăm.